Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Doresc să citesc din Sfintele Scripturi, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19 la versetul 30 și apoi din Fapte 13, de la versetul 1 la versetul 4. Vă invit să ne ridicăm în picioare pentru ca să dăm respect Cuvântului Sfânt. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns, el și-a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Fapte 13:1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. M-am bucurat în dimineața aceasta să văd numele bun de care vă bucurați și dragostea care v-a fost arătată și vă este arătată atât de administrația acestui oraș, cât și de preotul Cramer, căruia îi mulțumim din toată inima pentru favoarea pe care a arătat-o Bisericii Philadelphia și faptul că a facilitat ca dumneavoastră aici în această țară să aveți o proprietate, să aveți un loc unde să vă închinați și să-L lăudați pe Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze pe toți și să-i răsplătească. Mulți dintre noi ne-am obișnuit cu o economie de piață. Economia de piață oferă diversitate. Mama mea niciodată nu s-a obișnuit în America cu economia de piață. Ea era obișnuită în România să se ducă și să găsească un singur sortiment de ceva, nu mai multe. Și când mergea la cumpărături, se plângea tatăl meu că îl ține cu orele, pentru că nu era hotărâtă să iau un săpun de felul ăsta sau un săpun de felul celălalt, să iau spaghetele astea sau altele, să iau pâinea asta sau alta. La ora actuală, biserica a început să fie o economie de piață. Mi-aduc aminte de o familie care a venit odată la noi la biserică și m-am dus să dau una cu ei și să-i întreb dacă sunt musafiri și cu ce ocazie ne vizitează.
și ne-a spus, noi ne-am mutat aici de curând și de 2 săptămâni vizităm toate bisericile din oraș ca să ne hotărâm unde vom merge. Am avut îndrăzneala să-i întreb ce caută, ce doresc. Și mi-au vorbit despre oportunitățile pe care le doresc pentru copiilor, să aibă școală duminicală, să aibă clase muzicale, să aibă tot ce au nevoie ca și copii să se dezvolte. Mi-au spus cam ce fel de predici ar dori, mi-au spus cam ce fel de muzică le-ar place și mi-am dat seama că unele le aveam, altele nu le aveam. Nu-i așa? Suntem în căutarea unei biserici care să ne satisfacă pretențiile. În America, în ultimele câteva zeci de ani, s-a cultivat stilul acesta. Un păstor care vrea să deschidă o biserică, bate la fiecare ușă și spune, noi dorim să deschidem o biserică. Se numește Seeker Friendly Church, adică o biserică care satisface pretențiile căutătorilor. Și întreabă și își notează, cam cât ați dori să dureze programul? Cam la ce oră ați dori să înceapă și la ce oră să se termine? Cam câte cântări și ce fel de muzică ați dori? Cam cine să predice și cât să predice? Cam despre ce să predice și despre ce să nu predice? Oamenii sunt în căutarea unei biserici croite după preferințele lor. Acum, nu sunt neapărat împotrivă să te duci la biserică și să nu te simți bine, să nu-ți placă. Dar în momentul în care biserica este după chipul și asemănarea noastră, vreau să vă spun că biserica nu este biserică. Știți de ce? Pentru că fiecare dintre noi avem dreptul la gusturile noastre. Dacă am căuta o biserică care să se potrivească perfect cu pretențiile și gusturile noastre, din 1000 de oameni s-ar deschide 1000 de biserici. Și nicio biserică n-ar avea mai mult de un singur membru. Vă garantez că nici măcar tu și cu soția ta nu veți fi parte din aceeași biserică. Fiecare va avea biserica lui, fiecare copil din familie noastră va avea propria lui biserică. Nici măcar nu am întrunit minimum de membri ca Domnul să fie prezent în mijlocul nostru, adică să fim măcar 2 sau 3. Că gusturile nu se potrivesc. Și atunci, în căutarea unei biserici ideale, trebuie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Eu am găsit biserica din Antiohia, pe care o numesc Biserica Ideală, pentru că în biserica aceasta este cuprins tot ceea ce ține de ceea ce trebuie să fie o biserică. Cineva a spus odată că nu merge deocamdată la nicio biserică, încă n-a găsit biserica perfectă. Și un păstor i-a spus, am o rugăminte, când ai să o găsești, să nu te faci membru acolo, că în secunda în care te-ai făcut tu membru acolo, biserica aia nu va mai fi perfectă. Dragii mei, biserica perfectă, biserica din Antiohia, este o biserică, și aș vrea să vorbesc în această dimineață despre aceste lucruri, care are identitate, care cultivă unitate și care are o activitate. Vom vedea identitatea bisericii din Antiohia, unitatea bisericii din Antiohia și activitatea bisericii din Antiohia. Mai întâi, identitatea bisericii din Antiohia. Pentru că fiecare dintre noi avem o firmă. Biserica Filadelfia are numele de Filadelfia. Și mai este și biserică, și mai este și penticostală, și iacă, este și română. Toate aceste părți ale denumirii Bisericii Filadelfia îi reprezintă identitatea.
Toată lumea știe când aude de Biserica Filadelfia că este biserică, că este penticostală și că este română. Și oamenii dintr-o singură firmă au suficiente informații să înțeleagă care este identitatea acelei biserici. Hai să vedem ce a dat identitate bisericii din Antiohia. În primul rând, sunt trei factori care contribuie la identitatea bisericii din Antiohia. Aici găsim prima dată factorul cristocentric. Se vorbea mai devreme despre Hristos în centrul tuturor lucrurilor. Cred că s-a vorbit și la timpul de rugăciune și în cuvântul auzit mai devreme. Factorul cristocentric. Ascultați capitolul 11, versetul 26. Când l-a găsit, l-a dus la Antiohia, un an întreg au luat parte la adunările bisericii, au învățat pe mulți oameni, pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștin în Antiohia. Ce înseamnă creștin? Înseamnă urmaș al lui Hristos, care se identifică cu Hristos. Principalul factor al identității noastre este Domnul Iisus Hristos. Tot ce facem, facem în numele Domnului Iisus Hristos. Tot ce facem, facem pentru Domnul Iisus Hristos. Hristos este în centrul bisericii, este elementul esențial al identității bisericii. În versetul 20 din capitolul 11 spune că le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pavel spunea, n-am vrut să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Hristos este centrul predicilor noastre, Hristos este centrul cântărilor noastre, Hristos este centrul rugăciunilor noastre, că toate rugăciunile noastre trebuie îndreptate spre Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Atât de important este Domnul Iisus Hristos încât El trebuie să fie în centrul gândirii noastre. Vă aduc aminte când Pavel îi scrie lui Timotei, care de acum era păstor, era unul dintre liderii proeminenței ai bisericii primare și îi spune, Timotee, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Spuneam fraților ieri la conferință că mama mea mă suna înainte, până când a plecat la Domnul, până în ultimele luni de viață mă suna și îmi spunea, mamă, să te rogi, mamă, să citești Biblia, să ai grijă, să postești. Și mi-era ciudă că eram păstor de zeci de ani de zile. Mama îmi spunea, mă rog și să citesc Biblia. Poate că și Timotei ar simțit o stare de jenă să-i spună mentorul lui, părintele lui spiritual, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, însă ascultați, frați și surori, în dorința noastră de a funcționa, în dorința noastră de a avea tot felul de preocupări bisericești bune de altfel, există pericolul să uităm de Domnul Iisus Hristos. Pentru că de seară va fi o sărbătoare de colinde și pentru că se apropie sărbătoarea Crăciunului, știți ce s-a întâmplat cu societatea aceasta? Sărbătorește un Crăciun fără Hristos. Sărbătorește un Crăciun fără Hristos. Sărbătorește ziua mulțumirii fără mulțumire. Sărbătorește Paște fără înviere și fără naștere din nou. O religie goală, desprinsă de ceea ce este esențial. Pentru că, ascultați, când l-ai scos pe Hristos din viața ta, când l-ai scos pe Hristos din activitatea ta, din preocupările tale, din gândirea ta, când l-ai scos pe Hristos din biserică, când l-ai scos pe Hristos din școli, când l-ai scos pe Hristos din instituții publice, când l-ai scos pe Hristos din centrele de autoritate și de putere ale unei țări, totul este gol, fals și păgân.
O asemenea societate. Avem astăzi și, din păcate, un asemenea creștinism am ajuns să avem. Iată de ce, în versetul 23, când Barnaba a ajuns la Antiohia, le spune: a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Numitorul nostru comun nu este că suntem români. Numitorul nostru comun nu este că suntem în orașul Trossingen, măcar că acestea sunt adevăruri. Numitorul nostru comun este că fiecare dintre noi avem inima alipită de Domnul. Asta ne dă identitate comună. Pe mine mă cheamă Cristian Ionescu. Sunt o sumedenie de Cristian Ionescu în România. De Ionescu garantat foarte mulți. E unul dintre cele mai comune nume. Nu e deloc un nume special. Măcar că mi se pare că este, dar nu este. E un nume comun. Îl poartă foarte mulți. Există nevoia de informații suplimentare. Nu e suficient să spui: a, știu despre ce e vorba, îl cheam așa. Trebuie să știi câți ani am, unde m-am născut, adresa, cine-mi sunt părinții. Uitați-vă la toate documentele de identitate. Sunt informații suplimentare. Dragii mei, pentru ca o biserică să fie cu adevărat biserică, singurul lucru care trebuie să se întâmple este ca inima membrilor care o compun să fie alipită de Domnul. Înainte să fie alipită unii de alții, înainte să fie alipită de orice, trebuie să fie alipită de Domnul, factorul cristocentric. În al doilea rând, al doilea factor care contribuie la identitatea bisericii din Antiohia este factorul penticostal. Penticostalismul nu este o denominație care își are rădăcinile în trezirea de acum un secol din Statele Unite. Penticostalismul nu își are rădăcinile pe Azusa Street. Penticostalismul își are rădăcinile în ziua de naștere a bisericii, în ziua cinzecimii, când prin Duhul Sfânt Dumnezeu a dat identitate bisericii primare și inclusiv bisericii din Antiohia. În versetul 24 spune că și Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Să umple cu Duhul Sfânt cântăreții, să umple cu Duhul Sfânt predicatorii, să umple cu Duhul Sfânt conducerea bisericii, să umple cu Duhul Sfânt întreaga biserică, familiile din biserica noastră, tinerii noștri, fiii și fiicele noastre, să fie umplute de puterea Duhului Sfânt. Atât de esențial a fost lucrarea Duhului Sfânt. Biserica din Ierusalim a trimis un om plin de Duhul Sfânt la ei. Mai mult, dacă vă uitați în capitolul 13, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. O biserică în care se manifestă darurile spirituale autentice. Apoi, în versetul 2, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: Duhul Sfânt vorbește în biserica din Antiohia și mă rog să vorbească în biserica Filadelfia, în biserica Elim și pretutindeni unde oamenii se închină în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Apoi, versetul 4, Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt, puși deoparte și trimiși de Duhul Sfânt în lucrarea de misiune. Nu mai vorbesc despre faptul că în mijlocul bisericii au venit niște proroci de la Ierusalim, unul dintre ei, Agab, a prorocit și a fost o prorocie care s-a împlinit, o prorocie autentică. Iată dar, identitatea bisericii din Antiohia, factorul cristocentric, factorul penticostal, în al treilea rând, factorul instituțional. Sediul bisericii primare
a fost în primă instanță la Ierusalim. Acolo erau apostolii. Acolo era sediul credinței încă. Și vedem o conexie directă între biserica din Ierusalim și toate trezirile spirituale care au loc în spațiul creștin de atunci. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat atunci când în Samaria Filip a predicat Evanghelia, s-au pocăit foarte mulți? Imediat biserica din Ierusalim, prompt, fără întârziere, au răspuns invitației, l-au trimis pe Petru și pe Ioan să-și pună mâinile peste ei și să primească Duhul Sfânt. Ei, vă rog să observați ce se întâmplă aici, versetul 22 din capitolul 11. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim. Câți dintre dumneavoastră știți că biserica are urechi? Biserica are urechi și biserica aude. Vestea despre ei a ajuns în Ierusalim la biserică și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. O biserică nu poate fi izolată, separată. O biserică are nevoie de părtășie. Eu cred în dimensiunea locală a bisericii. Biserica are mai multe dimensiuni. Are biserică, este biserica universală, compusă din credincioși și din toate vremurile. Inclusiv cei care au plecat la Domnul, spune în Evrei, capitolul 12. Sunt credincioși care au plecat la Domnul, dar zice că duhurile celor făcuți de săvârșiți fac parte din biserica universală, din toate generațiile. În biserica universală nu intră decât cei care sunt autentic creștini, autentic ai lui Hristos. Aia este biserica perfectă. A doua dimensiune a bisericii este biserica globală sau generațională, toată biserica de pe întreg pământul dintr-o anumită generație. Vorbim despre generația răpirii sau ultima generație, de prigoana globală care va avea loc înainte de răpirea bisericii. Lucrul acesta se adresează bisericii dintr-o generație. Apoi este dimensiunea locală a bisericii, cum este biserica Philadelphia din Trossingen. Și apoi este dimensiunea personală a bisericii, pentru că există situații în care un creștin să fie izolat undeva, pleacă în misiune, se duce în junglă, persecutat pentru credință, ca și Pavel ajunge în închisoare. El nu se desparte de biserică, el trăiește biserica în dimensiunea personală. Și acum, în dimensiunea locală a bisericii, avem nevoie să înveghem unii asupra altora, să ne supraveghem unii pe alții și să fim în părtășie cu cei de aceeași credință cu noi. Iată de ce, dragii mei, factorul instituțional este prezent aici. Nu numai că vine Barnaba, dar un grup de proroci, versetul 27 spune, s-au coborât din Ierusalim la Antiohia. Este o interdependență și o conexie între bisericile de aceeași credință. Lucru cerut și lucru necesar. Iată de ce nu cred în bisericile imperii, în bisericile mega, care și-au creat și s-au izolat. Știți ce fac bisericile acestea? Francizează. Încep să deschidă aici și acolo biserici după chipul și asemănarea lor. Biserici modelate după succesul lor. Ascultați, bisericile sunt deschise în chip apostolic și nu reproduc stilul lor, genul lor, ci toate bisericile care se înființează trebuie să respecte modelul apostolic, modelul biblic. Singurul care are dreptul la francizare este Domnul Iisus Hristos. Că numai după chipul și asemănarea Lui și numai după modelul apostolic se poate deschide o biserică. Iată, dar identitatea bisericii din Antiohia, generată de factorul cristocentric, de factorul
penticostal și de factorul instituțional. În al doilea rând, unitatea bisericii din Antiohia. Sunt trei dimensiuni ale unității bisericii din Antiohia. Mai întâi, dimensiunea etnică. Dimensiunea etnică. În versetul 19 spune, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul, dar numai iudeilor. Gravă eroare. Biserica Domnului, s-a spus mai devreme, nu este doar pentru iudei, nu este doar pentru greci, ci este pentru toți oamenii. De aceea spune Apostolul Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că în ea este o putere pentru mântuirea oricărui crede, și a iudeului și a grecului. Evanghelia este pentru toate etniile. Și în versetul 20 spune, totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Dragii mei, vestul Europei și America au reprezentat la un moment dat leagănul evanghelismului mondial. Au fost vremuri de prosperitate pentru creștinism, când din aceste țări au plecat misionari în toată lumea, când în România comunistă au fost transportate clandestin Biblii pentru ca oamenii să aibă la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, când misionarii au depășit barierele unor limbi necunoscute, a unor popoare barbare, și s-au dus cu Evanghelia până la marginile pământului. Astăzi Dumnezeu v-a adus pe voi să fiți în Germania, în Trossingen. Și este crezul meu că dumneavoastră sunteți chemați să predicați Evanghelia și germanilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. N-ați venit aici să creați un bunker al penticostalismului românesc. Ați venit aici să vă folosească Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor din jurul dumneavoastră. Spațiul de evangelizare începe la locul tău de muncă, în școala în care înveți, pe strada unde locuiești. Românii sunt niște oameni puțin mai retrași, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Ne place să stăm în enclavele noastre, ne place să stăm în spațiul nostru restrâns. Dimineața la hotelul unde stau, când am plecat, am schimbat câteva cuvinte cu oficianta de la recepție și în primă fază am crezut că este de origine germană, dar vorbea limba engleză, m-a întrebat unde mă duc, mi-am spus că mă duc la biserică, și am spus că de seară o să fie un concert de colinde. M-a întrebat unde și am spus unde. Până la urmă am descoperit, spre marea mea și bucurie și dezamăgire, că era venită din România și vorbea perfect limba română. Și eu, care credeam că am evangelizat o persoană de etnie diferită. Frați și surori, când Domnul Iisus Hristos a străbătut cerurile, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, și nu mai contează etnie, suntem trimiși la toate neamurile, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Dimensiunea etnică a unității bisericii. Avem și noi de luptat la capitolul ăsta, că unii suntem dintr-o zonă a țării, alții suntem... Dacă ați ști
câte grade de separare încearcă să dezbine biserica, vorbim de oameni cu limbă diferită. Păi înțeleg, dacă românul nu înțelege limba germană, se duce la român. Dacă germanul nu înțelege limba română, se duce la german. Dar ce te faci când nu avem decât accente diferite și ne uităm chiondorâși unii la alții? Că ăsta e din zona aia, ăsta e din zona aia și ăsta e din zona ailaltă. Mă rog din toată inima să mestece Duhul Sfânt în ciorba asta și să facă cremă din ea. Să nu se mai poată deosebi unul de altul, pentru că toți suntem una în Hristos. Dimensiunea etnică. În al doilea rând, dimensiunea spirituală a unității bisericii. Dragii mei, ceea ce ne unește pe noi nu este gradul de cultură, nu este erudiția noastră, nu sunt profesiile noastre, nu este nici măcar eleganța noastră sau știu eu ce. Ceea ce ne face una, ne adunăm să ne închinăm lui Dumnezeu, este spiritualitatea, dimensiunea spirituală, duhovnicească. Am vorbit zilele acestea despre familia duhovnicească. Auziți în versetul 23, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu în biserică. Să mă ierte, frații, a cântat foarte frumos, dar din punctul meu de vedere putea cânta un pic mai urât și tot vă iubeam și tot mă zideam suflete. Asta nu înseamnă să cânte mai urât de acum înainte, să cânte tot așa de frumos. Ba, poate chiar mai frumos, dar ceea ce este duhovnicesc depășește calitatea muzicală. Că în urmă cu 10 ani n-aveați așa ceva. Nu știu dacă erați atâția toți membrii majori. Și cu toate astea v-ați adunat și l-ați lăudat pe Dumnezeu și în urmă cu 10 ani n-ați fost cu nimic mai prejos decât sunteți acum. Doar pentru că ați fost mai puțin, doar pentru că ați fost mai timizi, doar pentru că n-ați cântat așa, n-ați avut instrumentiștii pe care îi aveți acum. Ce, în urmă cu 10 ani asta n-a fost Biserica Domnului Iisus Hristos? Ba da, știți de ce? Că ați respectat stâlpii existenței bisericii. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunile. Ceea ce creează unitate în biserică este dimensiunea spirituală a adunării noastre. Ne adunăm pentru scopuri spirituale, pentru creștere spirituală, pentru închinare spirituală, pentru ceea ce este duhovnicesc în noi. Dimensiunea spirituală, în al treilea rând, dimensiunea ministerială a unității bisericii din Antiohia. În primul rând, în biserica din Antiohia, prorocii și învățătorii se înțeleg de minune. Învățătorii predică scripturile și prorocii prorocesc în acord cu scripturile și nu ies din scripturi cu prorociile lor. E o armonie perfectă între slujitor și slujitor. Auziți, Barnaba l-a adus pe Saul. Știți de ce? Eu nu l-aș fi adus. Nu l-aș fi adus deloc. De-aia. Pentru că Saul era mai bun decât Barnaba. Trăim vremuri în care ne este așa de greu să recunoaștem autoritatea altuia, superioritatea altuia în slujire. Nimeni nu trebuie să fie păun și să se creadă cel mai mare. Biblia zice să avem păreri cumpătate despre noi. Însă, ne uităm de multe ori în jurul nostru cu ciudă. Că ăla cântă mai bine la pian, că ăla cântă mai bine la instrument, că ăla dirijează mai bine, că ăla predică mai bine. Noi ar trebui, uite, Barnaba s-a dus, s-a așezat pe bancă, i-a dat prioritate lui Pavel și a spus, știți ce? Să predice Pavel, că are lumină de la Dumnezeu, are înțelepciune. Unitatea în dimensiunea ministerială. Și după aia, ia ascultați, pe cei mai buni din biserică i-a luat și i-a trimis în misiune. De-aia Duhul Sfânt i-a trimis, că dacă era votul bisericii, ținea pe amândoi acolo.
dar este unitatea și părtășia aceasta în care nu se adună doi să-l sape pe unul. Nu. Ci slujitorii împreună în armonie și în unitate se respectă reciproc. Am avut o întâlnire foarte frumoasă cu frații din conducerea bisericii dumneavoastră și m-am bucurat de armonia pe care am văzut-o. M-am bucurat de atmosfera plăcută pe care am văzut-o. Dimensiunea ministerială. Și acum activitatea bisericii din Antiohia, pentru că biserica nu este doar teoretică, este despre ceea ce facem. Am înțeles identitatea noastră, firma noastră, factorul cristocentric, factorul penticostal, factorul instituțional. Am înțeles unitatea bisericii, ceea ce ne strânge împreună, dimensiunea etnică, dimensiunea spirituală și cea ministerială. Dar cu ce ne îndelinicim noi? Ce facem noi? Și activitatea bisericii din Antiohia are un întreit spirit, mai întâi un spirit devoțional. Se adunau să se închine, să se roage și să aibă părtășie, cum aveți dumneavoastră, de câteva ori pe săptămână și în fiecare duminică. În versetele 2 și 3 din capitolul 13, pe când slujau Domnului și posteau, atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei, îndeletnicirile acestea devoționale se adunau să se roage, să cânte, să repete, să se închine, să asculte cuvântul. Spirit devoțional. În al doilea rând, un spirit caritabil. Activitatea bisericii din Antiohia are un spirit caritabil. Versetele 28 la 30. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Parnaba și a lui Saul. Biserica trebuie să facă bine în jurul ei. Biserica trebuie să ajute pe cei în nevoie. Biserica trebuie să sară ca arsă atunci când unii suferă de foame, atunci când alții suferă de frig, atunci când unii sunt în închisoare, atunci când unii sunt bolnavi. Pentru că legea caritabilă a vechiului legământ a fost întărită de Hristos. În vechiul legământ se spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În noul legământ să-L iubești ca pe Hristos. Că ori de câte ori ați făcut acestea, unuia dintre acești neînsemnați ai frații mei, mie mi le-ați făcut. Iată, spiritul caritabil al activității bisericii din Antiohia și în al treilea rând, spiritul misionar. Motivul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat încă în lume este ca să ducem Evanghelia până la marginile pământului. În versetul 19, s-au împrăștiat din pricina prigonirii și în loc să se cumințească. Fiți atenți ce înseamnă spiritul acesta misionar. Sunt băgați în pușcărie, unii sunt omoriți, cum a fost martirul Ștefan, și fug. Și când ajung în Antiohia și se stabilesc, nu se potolesc. O iau de la capăt cu propovăduitul. Băi, stați cu minți, că uite, v-au prigonit acolo că îl predicați pe Hristos. Nu s-au putut potoli, pentru că în genetica lor spirituală a fost așezat acest mandat al Marii Trimiteri. Ei nu puteau respira fără să-L predice pe Hristos. Dragii mei, spiritul misionar al bisericii îi face să predice Evanghelie și au zis ce spune versetul 21. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Apoi versetul 24. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Și apoi în versetul 4. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia în Cipru și au început călătoriile misionare care au dus Evanghelia până la marginile lumii cunoscute atunci. Spiritul misionar trebuie să fie în centrul activității bisericii ideale. Recapitulez și închei. Biserica din Antiohia este biserica biblică ideală, pentru că din pasajul biblic
în care ni se vorbește despre această biserică, avem identitatea, unitatea și activitatea acestei biserici. Identitatea care se bazează sau este dată de factorul cristocentric, de factorul penticostal și de factorul instituțional. Unitatea în dimensiunea ei etnică, spirituală și ministerială. Și activitatea cu spirit devoțional, cu spirit caritabil și spirit misionar. Biserica Filadelfia, mă rog din toată inima ca în următorii 10 ani, 20 de ani sau poate doar câțiva ani, atât cât îi mai îngăduie Dumnezeu, să vă ajute Dumnezeu să fiți și să rămâneți o biserică ideală. Amin.